România are nevoie de o taxă de solidaritate pentru profiturile excepționale din energie. Asta susține liderul PSD, Marcel Ciolac, într-o postare pe Facebook. Citez, cred cu tărie că în România este nevoie de o taxă de solidaritate pentru tot ceea ce înseamnă avere acumulate pe fundul crizelor din ultimii doi ani prin profituri cu adevărat nesimțite. Am încheiat citatul. Asta a scris Marcel Ciolac în postarea sa. Liderul PSD insistă că această taxă este necesară pentru a ajuta atât milioanele de români care se confruntă cu scăderea nivelului de trai cât și companiile aflate în criză.